Te salut, drag prieten, și dacă ești aici, înseamnă că te pregătești pentru examenul practic. Vreau să vorbesc despre strada Sarmisegetusa, și anume, de o săptămână deja sunt marcajele rutiere, este un lucru foarte binevenit, însă voi vorbi despre intersectarea străzilor Sarmisegetusa cu Grădina Botanică și Sarmisegetusa cu strada Burebista din Chișinău. Avem un drum cu trei benzi de circulație, cu dublu sens, și toți cunoaștem că banda de mijloc este destinată virării la stânga și respectiv întoarcerii sau ocolirii sau depășirii. O atenție maximă în momentul când vă apropiați de astfel de intersecții, aceste intersecții, deoarece s-a aplicat marcajul 111, linia continuă, care pe drumurile cu trei sau două benzi, ca în cazul ăsta, deci delimitează fluxurile pe sens opus, pe contrasens. Ceea ce ar însemna că viraj la stânga sau întoarcere ar trebui să facem doar de pe banda extremă dreaptă. Ceea ce schimbă un pic poziția pe carosabil. Deci dacă veți vira la examen la stânga, să știți că trebuie doar de pe banda întâi. Dacă veți vira de pe a doua bandă, respectiv, posibil să fiți penalizați că folosiți incorrect drumul, adică ați ieșit pe contrasens, creând, eu știu, o situație de accident. În speranța că v-am fost de folos, a vostru Artur Cecan.